Bună copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Iisus are grijă de Iosif. Textul de memorat îl găsim în Luca, capitolul 6, cu versetul 37. Iertați și vi se va ierta. Dar înainte să începem povestirea noastră, haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Iubitul nostru Părinte, îți mulțumim pentru povestioarele din Biblie. Te rugăm, ajută-ne să le ascultăm cu atenție. Te iubim. Amin. Iacov a trebuit să meargă mult până la casa unchiului său Laban. El a stat cu acesta mulți ani. Acolo, Iacov s-a căsătorit și a avut la rândul său fii. Știi câți fii a avut Iacov? 12 fii. Iosif a fost unul dintre fiii lui Iacov. El îl iubea pe Iisus, dar frații lui mai mari nu îl iubeau pe Iisus. Ei făceau lucruri rele. Uneori se purtau foarte urât cu Iosif. Iacov i-a făcut lui Iosif o haină frumoasă, în multe culori. Lui Iosif îi plăcea haina, dar frații lui erau supărați și invidioși. De ce nu avem și noi o haină specială ca aceasta? Urmăiau ei. Într-o noapte, Iosif a avut un vis. În acest vis, fiecare dintre fiii lui Iacov aveau câte un snop de grâu. Toți snopii fraților lui Iosif s-au aplecat și s-au închinat în fața snopului lui Iosif. Într-o altă noapte, Iosif a visat că soarele, luna și 11 stele se plecau înaintea lui. Iosif le-a spus fraților săi visele lui și ei s-au supărat și mai mult pe ei. Noi nu ne vom pleca niciodată înaintea ta, au spus ei. Într-o zi, frații lui Iosif erau departe de casă, păzind turmele. Iacov l-a chemat pe Iosif. Du-te și du-le de mâncare fraților tăi, i-a spus Iacov. Vezi dacă sunt bine. Iosif a fost fericit să asculte, s-a îmbrăcat cu haina lui specială și a luat pachetele cu mâncare. Apoi a mers drum lung până când și-a găsit frații. Iosif era fericit să-i vadă, dar ei nu erau fericiți să-l vadă. Ia, uite, vine Iosif cu haina lui specială, a spus ei când l-au văzut venind. Hai să-l aruncăm într-o groapă adâncă. Era un lucru foarte rău ce plănuiseră ei, dar totuși l-au făcut. Apoi, frații lui Iosif au văzut niște oameni călare pe cămile. Au hotărât să-l scoată pe Iosif din groapă și să-l vândă pentru bani. Astfel, el avea să ajungă sclav în Egipt, o țară foarte îndepărtată de căminul lui. Iosif a plâns și a plâns. Nu voia să meargă cu oamenii aceia. În țara Egiptului, Iosif a muncit din greu. Iisus l-a ajutat pe Iosif să devină înțelept. Cu timpul, Iosif a ajuns cel mai important ajutor al împăratului. Când oamenii aveau nevoie de ajutor, ei veneau și se plecau înaintea lui Iosif. Într-o zi, frații lui Iosif au venit să cumpere mâncare. Iosif i-a recunoscut, dar ei nu știau cine era el, deoarece arăta diferit de cum îl văzuseră ultima dată. Când ei s-au plecat înaintea lui, în semn de respect, el și-a adus aminte cum se plecaseră astfel și în visele lui. Când Iosif le-a spus fraților lui cine era, ei s-au temut și au adus aminte cât de urât se purtaseră cu el. Dar acum și ei erau buni și amabili. Le părea cu adevărat rău pentru modul îngrozitor în care îl trataseră pe fratele lor. Și Iosif a fost bun și i-a iertat. S-a purtat Iosif asemenea lui Iisus? Da. Când noi facem ceva rău, Iisus totuși ne iubește. Când ne pare rău pentru ce am făcut greșit, Iisus ne iartă. Cum ar trebui să ne purtăm noi față de oamenii care nu sunt buni cu noi? Haideți să vedem ce găsim scris în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-am iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fim buni și să iertăm pe ceilalți, cum a făcut Iosif. Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Iubitul nostru Părinte, te rugăm, ajută-ne să fim ca Iosif. Dacă cineva ne face rău, ajută-ne să nu-i răspundem la fel. Ajută-ne să fim buni. Ajută-ne să iertăm pe ceilalți. Te iubim și-L iubim mult pe Iisus. Amin.
colțul părinților. Părinții trebuie să vegheze cu grijă și neobosit asupra minții deschise a copiilor lor, dându-le lecțiile de care au nevoie ca să devină bărbați creștini și femei creștine. Părinții trebuie să subordoneze orice altceva lucrării pe care Dumnezeu le-a dat-o să o facă pentru copiii lor. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!